La începutul săptămânii, Maria Răduț, membra Cenaclului de Arte Plastice Ide Negulici, vernisa o nouă expoziție personală în holul complexului comercial de lângă primăria municipiului Câmpul Lung. Ca și tablou al săptămânii, s-a hotărât ca încă o lucrare a Doamnei Florilor să întregească expoziția amintită. Este vorba de tabloul Iarna în Luminiș, ce are dimensiuni de 50 pe 60 de centimetri. Pentru realizarea acestuia s-a folosit ca tehnică acrilicul, iar ca și curent artistic face parte din realism. Eleva a profesorului Gheorghe Paulian, Maria Răduț a evoluat an de an, ajungând astăzi la maturitate artistică. Pentru că săptămâna aceasta a început prin vernisajul expoziției doamnei Maria Răduț, am hotărât să așezăm la lucrarea săptămânii o lucrare de-a dânsei, astfel că pe șevaletul respectiv avem o lucrare Iarna în Luminiș. O lucrare care e efectuată într-o manieră, să spunem așa, impresionistă, impresionist puțin realistă, cu o tușă vizibilă și hotărâtă. E interesant că doamna a păstrat o cromatică și o armonie în culorile pe care le-a folosit. Este o lucrare efectuată în tempera pe carton, o lucrare care, zicem noi, de fiind în perioada aceasta, se pretează pe anotimpul respectiv. Iată că timpul fluctuează, soare, ploaie, zăpadă, avem de toate, așadar Iarna în Luminiș. Maria Răduț a pictat zeci și zeci de tablouri cu flori, iar în ultimul timp abordează și peisajul cu multă pasiune. Tabloul Iarna în Luminiș este o exemplificare în acest sens, iar pentru ochiul privitorului este o plăcere să savureze creațiile sale.